Crescătorii de bovine primesc în acest an un ajutor de 110 euro per animal de la stat. Plata ajutorului de 73 de euro pe cap de vacă de lapte a început acum fiind achitată și diferența de 37 de euro pe cap de animal către fermierii care au intrat la prima tranșă de plată. Sumele sunt virate în conturile crescătorilor în aceste zile de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. La nivelul județului Vâlcea, doar 134 de fermieri au îndeplinit condițiile pentru a primi sprijinul. Suma totală alocată pentru aceștia este de 14.740 de euro.